da, bună dimineața. Buenas matinas a todos. Bună dimineața. Una bon dia muy 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 caliente. Bailando, bailando, bailando. E con mucho de energía. Bailando, bailando. Îmi place că așa începe fiecare dimineață, așa cum ai zis tuturor. Intră așa în spaniolă Bogdan și ne salută pe toți. Să știți că se trage de la Cuba. Vorbesc spaniolă de mult. De când ai fost în Cuba? De mic vorbesc spaniolă. Sí, sí, un besito. Sí, sí, claro, claro. Besitos. Besitos a todos. Besitos, busito, sí. Sangre, sangre caliente. Beso, beso, besos. Ah, besos, tot pupici. Beso, da, păi, besitos este pupicei. Ah, e o diminutiv. Asta pentru cei care chiar au sau avansat. Mai pe românește, bună dimineața, dragilor. Începem unde matinal, este ora 8 de dimineață. Și noi suntem freșca de fiecare dată. Oare vom da vreodată 8 de seară? Cum 8, ar fi asta? Ora 8 de seară. Că tu vine 8 de dimineață, cum ar fi să avem așa o emisiune? Doar să nu fie, cred că n-am știut să reacționăm. Să nu fie la 8 seara și apoi imediat la 8 dimineața. E, hai Diana, să stăm cu minți că e de ajuns 8 dimineața și 8 seara. Să mai avem și noi viață. Vă dau o idee, poate mai schimbăm. Și multe ore de somn. Da. Buenas matinas a todos, dragilor. Toți am vorbit despre Jocurile Olimpice. Săptămâna trecută s-au încheiat jocurile și evident că s-a încheiat în glorie, pentru că domnul Tom Cruise, mare actor, mare om, mare cascador, bărbat, mare săritor din avioane, mare săritor de pe motociclete, exact, cu parașuta. A făcut un show. Da. Dar mai impresionant a fost și noul chip al lui. Cu ghilimelele de rigoare, noul chip, că la vârsta lui să arăți așa. Și-a schimbat fața. Pare că știe ceva ce noi nu știm. Da, ba da, eu știu. Eu știu, da. Și chiar mi se părea ușor dubios, aș spune. Măi, ce vrei? Oamenii mai apelează la ancient de artificii după o vârstă, știi? Na. Apariția spectaculoasă a lui Tom Cruise la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice au fost pline de vedete, fără îndoială a fost foarte impresionant, dar impresionat a fost și un bărbat aflat la al șaptelea deceniu din viață. Cu toate acestea, noua față a superstarului, mai degrabă decât cunoscutele sale cascadorii, a stârnit comentarii pe social media, unele dintre ele fiind destul de acide. Omul își schimbă fața. Dar... Mai sincer, da, bine, sunt obișnuită acum toate vedetele, și numai vedetele, și oamenii de rând. Da, acum încep să apeleze la astfel, da, de fix asta îți ziceam și eu înainte să revenim, că până și oamenii de rând apelează la fel de fel de trucuri, apoi la nivelul lui care chiar trebuie să folosească de imagine. Haide, să mă, fie lasă impecabil. Mă, Diana, știi ce zic? Adică vrei să arăți ca la 18-19 ani, tu având 70. Adică dar lumea să știi că și bărbații în vârstă sunt miștoți. Da, nu, dar zic așa, el se servește mult mai mult de imagine ca să dea bine rolurile pe care le are, că cumva vrea să rămână ca la 30 de ani, mă, sau cum era, cum era piesa aia, ca la 20 de ani. Ca la 20 de ani, da, te saltăm. Dar vrea și banii de acum, lăsați, că știm. Mici upgrades, știi? Nu poate să facă o diferență enormă, dar așa mici truculețe ca să se îmbunătățească, face, e de înțeles. Uite, Brad Pitt a declarat că face tot felul de hidratări din astea intravenoase. Adică tot își bagă. Da, sunt hidratări. Nu mai, nu, nu, adică nu și-a băgat botox. A apăruse la un moment dat într-o revistă foarte cunoscută. Zici tu. Sunt niște proceduri care se fac foarte noi, foarte actuale și foarte interesante. Da, mă tentează. Așa? Hai, spune. Dar uite că arată foarte bine și nu și-a băgat botox. În schimb, Tom Cruise a zis, mă fac mai ceva ca femeile și iată, îmi bag niște botox. Nu știu ce să zic, eu destul de... Nu știu, de îngăduitoare privind intervențiile astea. Adică le văd în jurul meu, înțeleg. De ce să nu le văd și la cei mai pentru mari? Femeile înțeleg, dar pentru bărbați un pic mai greu. În orice caz, la noi taberele eu mă uitam un pic, da, nu, eu te vezi Bogdan injectat în față? Nu, că încă, Doamne, și mulțumesc, dacă Dumnezeu, nu nevoie, este nevoie, dar poate cândva, poate nu să-mi schimb complet fața, să mi se umple fața cu totul. Dar da, tare, mă, ia colagen și o să-ți treacă. În orice caz, mă uitam la un filmuleț zilele trecute cu ceremonia de deschidere de la Jocurile Olimpice, de închidere cu Tom Cruise și așa mai departe. Nimic nu se compară cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din 2012. Căutați-o, dacă nu mă credeți, cu James Bond și regina Angliei, cu James Bond, Daniel Craig, și regina Angliei, acea cascadorie în care chipurile regina Angliei ar fi sărit din elicopter cu James Bond și pe funie și așa. Și-a apărut direct pe stadionul Wembley, dar
asta a fost de mult. Asta a fost în 2012, de atunci am reținut. Anglia are un rege, nu mai este regina Elisabeta II, este regele. Și poate vă întrebați așa, dimineața, din când în când, oare cât o costa să fii vecin cu un rege, chiar cu regele Charles? Dacă ne referim vecin la Palatul Buckingham, ei bine, asta costă mai multe averi. Dar eu mă refer la vecinătatea cu regele Charles aici, la noi, în Bătătură, mai precis în Viscri. După cum știm, regele Marii Britanii a făcut o pasiune pentru comuna transilvaneană și a achiziționat o proprietate care a săltat, practic, economic întreaga zonă. Am fost în Viscri. Nu e o casă ce a cumpărat, să mă ierte Dumnezeu. Ăla e un mic palat, nu. E palatul de la țară. Al regelui Charles. Conacul. Casa de la țară. Da. Casa de la țară care nu se vinde. Vacanța autentică. Serios, deci pe lângă pe lângă acea proprietate imensă, cu o mulțime de metri pătrați, cu o curte imensă, în care, apropo, nu vezi absolut nimic. Uh-huh. Nu știu dacă se vede în imagini un pic, dar are niște garduri atât de... intimitate, da. Intimitate totală, adică tu îi vezi doar gardul exterior, tu nici nu vezi exact cum arată casa aia, dacă n-ai vreo dronă să filmezi, și nici cu dronă, atenție, nu vă băgați că nu e prea legal să filmezi la om în curte. În orice caz, da, celelalte case arată ca niște miniaturi, să spun. Dă-i seama că le pune pe lângă inferioritate o astfel de casă, care e așa de impunătoare ca o cetate acolo. Asta înseamnă să fii boier la țară. Asta înseamnă să fii Diana, păi da, hai. E așa în evidență. Normal, păi da, e rege. Și am un mesaj. Dar de la mare la mică, de obicei o luăm inversul, să vă spun eu ceva acum, că tot vorbim de o casă mare, o să mergem către o știre care ne expune ceva micuț, dar semnificativ. Și într-un oraș mare, ca să facem o adevărat, ca să mergem pe contraste. Oraș mare și cămăruță mică. Cămăruță mică, exact. Exact. O companie din Barcelona a transformat una dintre cele mai mari temeri ale omenirii într-o experiență de divertisment. Vă descoperim chiar acum cum arată cel mai mic escape room din lume și mai exact un sicriu. Ei bine, ce părere aveți despre această experiență într-un escape room? Doamne, să fie adică... După ce era tensionată situația, acum devine și mai strâmtă. Strâmtorată. Strâmtorată și strâmtorată are pentru o jumătate de oră, da. Nu văd bine claustrofobii sau cei care speră de... De temerea catalepsie, așa am scăpat cuvântul, da. Catalepsie. Okay. Catalepsie e foarte rară. Acum este, în secolul XIX îți cam era frică că te bagă. Dar să știi că nu erau nici în secolul XIX, nu erau atât de îndrăspândit, știi? Dar era o frică generalizată de... Intrau în criză, da. Știi, înainte. Făceau spumiță la guriță. O dai așa foarte delicat. În orice caz, da. Un adevăr foarte brutal, dar delicat. Sper că nu se mai întâmplă în zilele noastre și totuși... Așa s-a născut Dracula. Da. Da, măi, uite, vezi! Așa s-a născut. Legenda de acolo a pornit. Eu am o întrebare, sunt chiar curios și aștept răspunsurile noastre pe Facebook sau Instagram. Ce ați spune dacă am avea un astfel de escape room în România, în București sau în orice alt oraș din România? Ați merge, ați sta închiși într-un sicriu pentru o jumătate de oră sau nu? Asta este dacă întrebarea mea. Oxigen, da. Dai, se presupune că e un mediu safe, eu nu cred că erau. Nu știu, măi, ideea e că este un puzzle. Da, trebuie un să-l escape, deschizi, da. Dacă nu-l deschizi, ce se întâmplă? Te deschizi ei. Păi ce să faci asta? Se oprește în creierul de la panica aia, că nu mai poți acolo și vrei să ieși, te oprește și creierul mai funcționează. Eu aștept răspunsurile noastre pe Facebook sau Instagram, conturile oficiale Metropola TV oficial, dragilor. Ne auzim acolo, până atunci luăm o scurtă pauză de 5 minute de publicitate și revenim imediat. Da, bună dimineața! Mă așteptam așa la un... Dar ce? S-a întâmplat, voce, ai luat așa? Da, am luat-o la vale. Bună dimineața! Și foarte calm, foarte calm. Bună dimineața! Păi voiam să trec repede peste acest bună dimineața pentru că ne-ați întrerupt dintr-o mică discuție. Și anume cu serialul Pe Noi. Eram cu Bogdan aici foarte investit și a discutat despre un anumit serial. Putem să spunem acum despre ce este vorba. Poate o să avem ocazia chiar să discutăm și despre seriale mai vechi. Ce? Despre Friends? Care este problema? Este un serial, da. Serialul Prietenii Mei. Cum este tradus? Era și un altul, dar nu reușeam eu să-mi amintesc. Da, Bogdan, am înțeles că ție nu-ți place acest serial din cauza coloanei sonore.
Dar nu, că nu-i coloană sonoră. Nu-mi place, da, stilul ăsta de a pune râsete pe bandă la ceva amuzant, chiar și la chestiile care nu sunt amuzante. Dar și că asta, de fapt, e făcută să stimuleze. Adică chiar dacă ți se pare amuzant sau nu, pentru că auzi că râd ceilalți, știi să râzi. Fix. Ai de asta am dacă gluma e proastă, Diana. Ce? Dacă e... Apărat. Eu zic că doar amplifică efectul. Da, bine, este un stil de show foarte americanesc. Oricum, ăsta e focul lui, de aia l-au pus acolo. Da, clar, și pe care l-au preluat și pe seriale vechi românești. Bine, multe. Că a scăpat de ele. Da, măi, dar... ne place noi să vorbim tot timpul de mâncare, ghiciți ce? Tot de mâncare urmează să discutăm și acum. Luăm un mic dejun ipotetic, dacă ipotetic doriți. Vorbind. Doar pe hârtie. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă atunci când mâncați mâncare picantă? De ce vă transformați într-o fântână umană cu nasul curgând și ochii plini de lacrimi? Ei bine, descoperim împreună ce se întâmplă mai exact în organismul uman atunci când consumăm ceva picant și de ce reacționăm astfel. Mâncați-ute! Oi, Doamne! Mâncați-ute! Ioi, nu! No. Ioi! Ioi, nu! Tu, Laidonie, dacă pun gura pe vâi de cap, ăla iute! Tătă, e cam arde! Nu mai sunt om! Nu! Tătă, tătă! Adică, da, hai să zic mai că poate reușesc și mănânc, știi? Mănânc, e plăcut, da, te încălzești, îți curge mai repede sângele în vine, dar... Ce se întâmplă după? Nu, mersi! Eu propun zilele astea un joc, dar nu pe provocări. Pe... Las mânca indian, dacă mă întrebi. Nu, un joc ce faci, Diana, cu hemoroizi? Că nu pot să cred. Nu mănânci odată la ceva timp, mănânci în fiecare zi. Zici că... Dar să știi că intensifică metabolismul. Mâncarea picantă. Da, știu. Dacă ajută cu ceva, Beyoncé la un moment dat ținea o dietă să scadă dragă rapid. Da, fii atent. Limonadă cu sirop de arțar și cu piper cayenne. Vreau să zic piper, ghimbir. Sigur că da, și-a făcut și Meda asta. Da? Ferească Dumnezeu, 5 litri pe zi trebuia să beau Bogdan. 5 litri! Am băut 3 zile, dar după aia n-am mai fost om 2 săptămâni. Deci mai dăm raportul situației mele, dacă cum e situația la tine, cum te mai simți? Și după aia nu seama, zic, băi, femeia chiar mănâncă iute și într-adevăr, e cu tabacul tot timpul lângă ea, adică n-am văzut așa ceva. Poate Tabasco, tot mă rog, tabacul. Mă rog, tot o chema el, poate nici ea nu mai era om 2 săptămâni, da, eu chiar propun. Așa eram eu, sufeream, trebuia silueta, țin la silueta, mai dați-mi ar de iute. Nu ar de iute. Nu ar de iute, ca să fii sigur că ți-o silueta. Doar că nu despre, doar că nu despre Beyoncé urmează să discutăm, ci despre Jennifer Lopez. Dar eu îmi susțin părerea că ar trebui să facem o dată, pe baza unui ar de iute, un joc cu provocări. Punem ar de iute aici, în mijloc, cine nu... Răspunde corect, cine nu face ceva corect? A, mamia. A luat. Da. Deci am dat eu știrea asta, nu știu. Bine, acum să vorbim de silueta lui J-Lo, dacă tot am dat așa trecerea. Absolut. Jennifer Lopez a fost văzută vizitându-l pe Ben Affleck cu ocazia zilei sale de naștere, în ciuda zvonurilor, care, vezi, Doamne, ar fi despre despărțire în urmă de ceva vreme. Detaliile despre acest gest discret al vedetei și starea actuală a relației lor, vedeți și noi mai multe chiar acum. Eu mereu m-am întrebat cum sunt acești oameni, acești fani care urmăresc un cuplu care trece prin momente, ca orice cuplu, ca doi oameni normali până la urmă. Fac și scoți camera și imortalizezi. Da, și nu doar asta, dar urmărești cu atâta pasiune, cu atâta interes, ce s-a mai întâmplat cu ei. Repede, să intru pe telefon, poate s-au împăcat, exact, și poate apare o poză. Să știi toate noutățile și să le dezbați. Adică da, nu cred că e un mod plăcut, bănuiesc, de a-ți petrece timpul, așa, timpul liber, de a petrece un timp mort de recreere, poate. Uh-huh. Dar eu n-aș... timp morți? Poftim? Există timp morți? Da, timp pe care da, da, nu mor neapărat, dar îl folosești pentru relaxare, pentru a te deconecta. Diferit. Dar toate picanteriile astea legate de relații, ce s-a întâmplat între ea și el. Da, cred că stimulează și ceva. Și emisiunile bazate pe asta merg. Ce stimulează, Bogdan? Chiar să... Ai, stai că am intrat. No. Ia zi și mie, ce stimulează? Atenția s-a dus de la subiectul pe care adică, oamenii care urmăresc pe ea, femeile își doresc să fie ca ea, bărbații o urmăresc pentru că și-o doresc pe ea. Și unde e Ben Affleck în toată această combinație? Se proiectează oamenii. Ei vor să fie Ben Affleck, ele vor să fie J-Lo. Da, da, și proiecții frumoase și irealizabile. Chiar mă gândeam acum așa. Puțin realiste. Da. Ar trebui să-și găsească femeile cât un Ben Affleck singure. Și sau să încerce să fie, nu să fie ca Jennifer Lopez, să fie niște
Jennifer Lopez. Ferească Dumnezeu, tu îți dai seama ce ar fi toată România asta dacă ar fi numai Jennifer Lopez. Da. De domeniul SF-ului, prieteni dragi. De domeniul fantasticului, dar eu vreau să trec la ceva de domeniul realismului și ceva care se întâmplă chiar în acest moment. Colega noastră, Raluca, este pe cale să stea de vorbă cu reprezentantul sportivilor paralimpici. Dacă nu știați, Olimpiada pentru paralimpici va începe în zilele următoare și noi avem 6 sportivi care reprezintă România la această olimpiadă. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, Raluca! Te ascultăm, abia aștept să aflăm cine ne reprezintă la Olimpiada Paralimpicilor în acest an. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața tuturor! După cum v-am obișnuit, în fiecare dimineață vă aducem vești și vă salutăm din locații diferite, iar astăzi, în această dimineață, am ajuns în sala paraolimpicilor care se pregătesc pentru paralimpiadă la tenis de masă, după cum se poate vedea în spatele nostru, și avem și o invitată specială la cadru astăzi, doamna Ioana Răducanu, care ne va povesti puțin ce se întâmplă, cum se pregătesc pentru paralimpiadă, dar și cum arată un antrenament. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim de vizită! Da, ne pregătim, mai avem o săptămână până se pleacă la paralimpiadă. După cum știți, deja s-a terminat olimpiada. Acum începe partea a doua. Pentru noi este și o primă calificare a unei fete la tenis de masă la para. Ne antrenăm intens, avem încredere, suntem optimiști și sperăm să facem rezultate cât mai bune și să facem fericiți și noi țara cum a făcut-o cei la olimpiadă. Vreau să vă spun și felicitări pentru această performanță. Să vă întreb dacă aveți emoții și cum sunteți acum pe ultima 100 de metri înainte de plecare. Emoții avem, dar sunt constructive. Suntem entuziasmați mai mult decât, nu știu, speriați sau... Adică este o șansă și vrem să o ducem până la capăt și să profităm de ea în totalitate. Nu avem emoții. Tot ce se întâmplă acolo va fi pe plus pentru noi. În primul rând, calificarea asta ne dorim de foarte mult timp și faptul că s-a întâmplat este un câștig în sine. Ceea ce va veni acolo, ce se va întâmpla acolo, va fi cu siguranță pentru noi un plus. Adică sperăm să fim bine și psihic și fizic și să ne putem face treaba cu spor. Cum stau concurenții cu emoțiile și cu pregătirile pentru acest lucru? Ați discutat cu ei la partea psihică, la lucrurile mai importante pe care trebuie să le facă acolo și până la urmă să fie optimist și încrezători în forțele lor. Da, este un proces, este un concurs, este cel mai important concurs al unui sportiv în cariera lui. Evident, sunt emoții, însă lucrăm cu ele și încercăm să le facem să fie constructive. Adică mai sunt căderi, dar în ce vreme ne revenim, o luăm de la capăt și reușim să trecem peste, că nu avem... Asta este sportul. Presiunea este parte din ceea ce înseamnă sport de performanță. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc mult succes și putere de muncă și, bineînțeles, să vă întoarceți cu rezultate frumoase. Vă mulțumim mult! Mulțumesc și eu de vizită. O zi bună! Dragilor, așadar, după cum ați aflat deja ce se întâmplă aici, e bine sportivele se pregătesc pentru paralimpiadă și, bineînțeles, le ținem și noi pumnii și le dorim să aibă rezultate cât mai bune. Iar acum ne întoarcem înapoi la voi. Mulțumim tare mult, Raluca, într-adevăr, pumnii strâng și noi pentru sportivii noștri de la paralimpiadă. Exact cum am ținut pumnii strânși la Paris luna trecută. La Paris o să fie și asta. La Paris va fi și asta și continuăm să ținem pumnii și să urăm baftă sportivilor noștri paralimpici de la tenis de masă și nu numai, pentru că nu vom avea doar, exact cum a spus, la tenis de masă. Da, să vină cu multe medalii scumpi de ei. Da. Că merită. Că merită și merită și merităm noi, România, cu toții. Da, da. Voi aveți prieteni? Nu prea. Am trecut de la subiect. Ce întrebare asta, băi, chiar n-avem. Cele 5 persoane, cele mai apropiate de tine, apropo de discuțiile anterioare. 5 persoane, 2. E clar că nu. Sunt 3, la mine sunt 3. 3. Diana, eu? 3. Plus pisicile. Și mai ai pe cineva? Mai e cineva? Îți vine să crezi? Dar și văcuțele am aflat. Ei bine, asta voiam să punctez. Faptul că văcuțele s-ar putea să aibă chiar mai mulți decât noi. Pregătiți-vă, am o știre senzațională pentru dumneavoastră. La fel ca oamenii, văcile sunt ființe emoționale și au și ele prieteni cei mai buni. Asta ne face probabil să fim mai buni și posibil să reanalizăm lumea în care trăim.
Da, dar nu ne-au zis și câți. Deci mi se pare mi se pare absolut adorabil, ca și câinii și alte animăluțe când își lasă urechile alea pe spate și cu ochii aia bulbucați și umezi așa. Da, n-ai cum. Asta e tu liniștită că nu e chiar așa. Zice, deci, zic eu aici, la mine la țară sunt vai așa frumoase, vai Steluța, vai Steluța mamă, vai Romica, vai. Numele. Deci superbe rău, știi, dar până te-au prins, dacă sunt și mai sunt și două, trei pe lângă. Mhm. Ok, ca gașca de femei mai acide așa. Păi aia că sunt prietene. Prietene și sunt prietene bune între ele. Cred că simt, ai văzut-o în ciorbă pe asta mică, nu? Între prietene, nu de asta am ieri vorbit. Am făcut eu cocoșul ciorba, Diana face vaca ciorba. Astăzi face Diana un steak. Un burger, dacă îți place ciorbița de văcuță? Mă, să știi că nu-mi place, dar mi s-a părut așa, că pe exemplu... Deci, e bună, acum că nu mâncăm noi vita, asta e partea a doua. Da, putem să mâncăm vită și altfel, nu doar în românește, în ciorbiță. Un burger de la cu vită, o vită argentiniană. Nu cred că îți plouă în gură. Băi. Deci până la urmă, da, vorbeam despre prietenie. Hai că ne-am dus iar către mâncare, că cred că suntem cam fomiși. Hai să încheiem subiectul mâncare și să rămânem la prietenie, pentru că ghiște, prieteni. Și făcutele au prieteni, dar mai nou avem probleme și cu câinii. Da, prieteni poate prea apropiați de multe ori. 54% din proprietarii de câini ar putea pune capăt unei relații romantice dacă animalul de companie nu l-ar plăcea pe partenerul lor de viață. Am mai auzit de astfel de întâmplări. Da, e un, da? E un cuplu. Domne, câinele meu nu te place. Hai, bâști. Hai. Serios? Da. De fapt, eu știam cu pisicile că era așa, că se găseau doi stăpâni de pisici, că, băi, nu știu, a mea nu prea se înțelege cu pisica ta. Păi asta e altă treabă. Da. Bine, ele ulterior, cu timpul o să se înțeleagă, dar problema apare la ăștia cu căței, știi? Sunt geloși. Unii dintre câini sunt posesivi. Și mai avem o problemă. Că sunt destul de empatici, de posesivi cățelușii ăștia. Da? Și mai avem o problemă cu ăia care sunt geloși pe animalul de companie al prietenei. Aviz un scandal. Exagerată. A prins recent, aș spune. Ce scandal, domne, stai că pe mine mă interesează, m-a intrigat total. Cine, Doamne, iartă-mă să fie gelos pe un animal de companie? Se mai întâmplă, relații de o damă de companie, iartă-mă, zic. Există relații de tot felul, chiar și gelozie pe căței. Doamne, ferește, ferească Dumnezeu, am luat oraș la cu toți. Dragi prieteni, domn, nu fiți geloși, aș propune, nu fiți geloși pe animale de companie ale fetelor. Iubești mai mult pisica decât mă iubești pe mine. Hai, nu mă nebuni. Emoționalule. Vrei să te pupe mama mai mult și pe tine? Da. Not ok. Nu este mișto deloc. Aș spune, deci nu. Înțelegeți-vă și cu animalul și cu... Că discutam așa, ce să facem împreună. Știți că există yoga cu căței? Da, am auzit. Ceva. Sau undeva în afara Bucureștiului, e ca un țarc așa, în care se strânge lumea și la un moment dat se deschide portița și intră o grămadă de golden. Asta cred că ați mai văzut-o. Așa cu căprițe. Cu căprițe știam. Yoga cu căprițe. Da, uite, tot felul. Uite, la o activitate de-asta aș zice să mergem și noi. A, ce drăguț. Vrei să te mai detensionează puțin când tăbară toți goldenii aia pe tine. Dar până una alta... Să facem o scurtă pauză, să ne relaxăm și să revenim ulterior la oile noastre, dar imediat după o scurtă publicitate. De dimineață. Bonjour, bună dimineața. Bonjour à tous, mes amis. Bonjour. A trecut de la spaniol, acum la franceză. La ce să ne mai așteptăm? Arabă? La portugheză? Arabă? Salam aleikum. Come to Dubai. Scoate repede din buzunar toată araba de care o știi. Habibi, come to Dubai. Habibti, come to Dubai. No, nu știu. Ia uzi, nu știu, olandeză știți cum olandeză, chiar așa știi? Nu, olandeză nu știu. Păi de ce nu știi? Păi da, uite, atâția artiști celebri, atâția picturi din iubita mea, până mâine îi lansăm această provocare în olandeză, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Asta cred că e până la pauza următoare, poate să... Dacă o să merg acolo, probabil în locul despre care urmează să vorbim. Stai, că mi-am adus aminte. Pe câtă subtilitate introducem așa subiectul. În daneză, Bogdan, să te aud. Ai fost în Copenhaga. Fusești. Copenhagen.
Peritmul lui Pink, da, chiar clar, vreau să-mi dai, ca să se lege de tot. L-am închis. Ne-am no, un test după prea ce ai fost ori în vacanță sau așa, ți se dă un test. Continuă cu ce voi să spun. Ce voiam să vă spun? Merge, că mergem merge într-un loc tare rău de tot, mă rog, tot așa ipotetic. Am vrea de aici și noi, de la masă. Iar facem așa da, o subtilă cerere. Eu aș vrea tare de tot, da, să transmitem de acolo, dacă se poate, vreo două săptămâni. Exact, exact. Ah, ce vise! Da. Ei bine, în ziua de azi există tot felul de parcuri tematice. Disney, Marvel, Ferrari și multe altele. Însă, ia imaginați-vă, cum ar fi să avem un parc tematic după o pictură celebră de-a lui Van Gogh? Cu siguranță s-ar pune accentul pe dragostea pentru artă și atașamentul pentru natură. Așadar, dacă de sus așa nu ați privit, reținut, e un transfăgărășan mai artistic. Un pic da, mai... îndrăznesc să spun. Un pic mai interactiv, dacă doriți, nu doar conduceți pe acolo. Da, dacă nu ați reținut, în Bosnia și Herțegovina se află acest parc tematic. Da. Acolo ne duce și ne cazați, Van Gogh. Ne-am păi înțeles. Și tu acolo vrei să mergi? De acolo trebuie să luăm niște cadre live, să facem o știre, nu? Mi-ar plăcea. De, ce, plăcea? Să, de ce să te mint? Da, na, eu m-aș... Păi mai, eu mai este de actualitate. De eu nu m-aș fie... Da, nu este un parc de distracție. N-are carusele și... Dacă vreau să-l văd pe Van Gogh, merg la muzeu să-l văd pe Van Gogh. Merg la muzeu. Mă duc la muzeu. Mă duc la muzeu. Mă duc să mă culturalesc. Exact. Cum se zice? Exact. Să mă culturalizez. Și bine că ai vorbit de culturalizare, că urmează să vorbim despre o doamnă foarte cultă. Ha, ha, ha. Ei bine, ia da, uita! Nu te cred! N-a putut. Mi-a surprins reacția. Am încercat să fiu neutră, dar n-am putut. Nu există. Ei bine, da. Dragilor, poate nu v-ați dat seama despre cine urmează să discutăm. Adriana Vahmuțeanu a fost invitată în cadrul podcastului Ana Mariei Prodan, în care a deschis subiecte sensibile despre relațiile sale trecute, inclusiv o posibilă împăcare cu Silviu Prigoană, în privința căreia vedeta a fost foarte fermă. Mai multe detalii aflăm chiar acum. Scumpii mei, eu o să vă lansez acum o mică provocare, e mult spus. Ce muzică vă place vouă? Măi, să știi că la mine e așa un melanj. Când simt să ascult ceva muzică mai veche, când mă duc în anii 2000, când mă întorc la house și la actualitate. Și când te întorci în 72. Nu prea ascultă muzică de aia. Mă gândeam la nostalgia de atunci, la petrecerilor, tot muzică din anii 2000. 2000. Cred că mă duc la Constanța și stau cu ai mei, atunci se mai pune și ceva muzică anii 70-80. Mm-hmm. Eu o să sun foarte, foarte ipocrit că dau acest răspuns, dar eu sunt foarte mare fan ABBA. Cine a mai urmărit Monde Matinal așa cu vreo 4-5 luni, am mai zis eu la un moment dat că sunt dar extrem de mare fan ABBA, mare am fost chiar și în muzeul lor memorial, practic, în Stockholm, au un muzeu al lor, da, superb, interactiv, am cântat cu ei pe scenă, cu holograme ale lor, am cântat cu ei pe scenă, dancing, așa da, sună, practic, da, cum practic cu ei pe scenă, da, am fost, erau hologramele lor, al tuturor celor patru, da, în Dancing Queen, și am cântat Dancing Queen și... Mamma mia. Da, știi că ei au vrut să vină în România pe vremea comunismului. Da, da, și noi au mai lăsat au pentru mai că nu aveai cum să cânți atunci despre îngeri, exact. Ai venit din angels, da, și subiectele și... astea delicate care exact nu erau acceptate la noi, dar exact, păcat, sincer. În mod sigur, ați văzut musicalurile Mamma Mia 1 și 2, cele două făcute după melodiile grupului ABBA, cu o distribuție de top. Ei bine, în curând o să vedeți și Mamma Mia 3, cu aceiași actori și cu aceleași peisaje splendide. Seria a treia este deja în producție și se estimează că va intra în cinematografe în primăvara viitoare. Mulțumim, Stockholm! Mulțumim! Aplauze, seara, aplauze! Bună seara, da! Ați venit aici la spectacolul musicalului Mamma Mia! Mamma mia, Mamma mia, exact ce incendiar a fost acest moment. Faptul că, faptul că ne facem că vorbim la microfon. Dar e ceva. Nu, 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 a fost o cântare pe cinste. Da, absolut. Ah, da, și ne punem așa ca un nu. Diana. Hai, mă, Diana. N-ajung. N-ajung. Diana, stai acolo pe cine. Mamma mia. Mai lăsați piesa asta un pic așa să curgă sub noi, cât să curgă așa suav. Asta e, asta e, asta e, asta e, că ne place. Ce vei aștept să vă pe Meryl Streep? Nu, poate. O să mai fie oare mea? În păi Mamma Mia, aceeași păi da, în Mamma Mia 2, Meryl Streep era deja, da, personajul era deja mort, practic era amintirea ei. O să reînvie, pentru că este vorba, surpriză, de multivers și de fapt... Și poate o să o revedem și pe Cher. Da, știu că a fost și Cher și îmi scapă cine a jucat, vă rog, colegi, ajutați-mă, Pierce Brosnan Brosnan, și Brosnan, da. Cum
Ei, acum nu mai acum scoate repede, dai pe Google, întoarce într-o parte și nu te vede. Nu mai invitați, dar sunt superbi. Andy Garcia, mulțumim colegilor din caz că ne-au salvat. Da, mulțumesc frumos. Un musical absolut senzațional. Primul, aș spune. Al doilea mi s-a părut așa un pic ușor de tot forțat. Ușor, foarte ușor. Al doilea? Da, al doilea. Da. Al doilea. Primul a fost o capodoperă. Realmente o capodoperă. Al doilea mi s-a părut pe toată lumea, tras de păr un pic. Mi s-a părut tras de păr în ideea în care au vrut să readucă. Apare și Benny, chiar din ABBA, unul din pianistul. Și în doi a apărut. În doi. Da. Poate în trei, cine știe. Poate în trei îi vede pe toți patru. Da. Absolut superb. Ah, și apropo, ce mai știm noi foarte important despre ABBA este că au câștigat și Eurovisionul. Da, chiar așa. Waterloo. Pardon. Se poate repede. Da. Absolut superb. Mari voci absolut în perioada superb. Aia. Mari voci aici la Metropola TV la Munde Matinal. Aia, uitat cum a venit din spate. Mulțumesc. Păi nu, nu susțin eu Marta Rotundă. Păi bine. Cu artiștii ei. Atunci la Eurovision nu erau atâtea controverse câte sunt în ziua de azi. Ediția Eurovision 2024 s-a încheiat de mult de tot, dar controversele continuă și în ziua de azi. S-a încheiat ancheta privind excluderea din concurs a reprezentantului Olandei, Josh Klein, dar se pare că asta nu rezolvă absolut nimic, organizatorii Eurovision menținându-și poziția fermă. Da. Deci o reacție agresivă a dus practic la descalificarea concurentului Olandei la Eurovision. Mai a fost exagerat interpretată că a fost agresivă, că el cumva asta spune și în știre, că el a specificat că nu vrea să fie filmat odată ce coboară de pe scenă și cu toate astea s-a trezit filmat de o doamnă, moment în care el a reacționat agresiv și a aruncat peste cameră. Da, eu mă întreb, ce te faci? Reacție agresivă, adică e publicul el, omul tău, a reacționat, nu a vrut să-l filmezi în intimitatea lui, până la urmă are tot dreptul. Iartă-mă un pic, acum întreb, nu te controlezi, mai ales ca persoană publică, nu te controlezi în astfel de momente. Cred că te mai ai și pe tine prin surprindere, până la urmă, că tot om ești. Dacă tu și zici clar că nu vrei să fii filmat și te bazezi că oamenii te ascultă, mă gândesc cumva că te surprinde. Dacă era cineva din public, înțeleg. Da. Păi da, publicul nu, e clar că nu era din public. Păi nu, dacă era din public, era normală reacția, dacă ar fost din public. Era anormală. Da, dar pentru dacă că publicul nu... e public. Dar pe de o parte validezi ce zici tu, că tu știindu-te persoană publică și că orice se poate interpreta grav la adresa ta, trebuie să te cam stăpânești. Trebuie să te cam stăpânești pentru că ești extrem de vizat, practic, în momentul în care ești persoană publică. Ești persoană publică, ești artist, da? Uh-huh. Oriunde te duci, pe orice scenă, uh-huh. Dar, dom'le, tu apari. Tu ești produsul, tu ești, oamenii se uită la tine. Da, imaginea ta deci vine vulnerabilă la interpretare. Logic că oamenii vin să te filmeze. Logic, adică lucrurile astea sunt inevitabile, știi? Da, de unde și până unde toate reacțiile astea? Într-adevăr luat în considerare, că te poți aștepta cumva tot să mai apară un paparații sau ceva. Și după aia îi găsești pe ăștia pe la tot felul de podcasturi, artiști ăștia, vai, dar mie nu-mi place să fiu celebru. Mie nu, eu cu celebritatea nu. Voi mi-a ipocrizie. Băi, logic, e ipocrizie toată ziua. Nu vrei să fii celebru? Cântă, Doamne, iartă-mă, în baie. La tine în sufragerie. Nici măcar. La tine în duș. Sau giguri. Giguri micuțe în cafenele și atât. Te rezum la un public restrâns. La cafenele de karaoke, cluburi de karaoke. Vezi că și la cafenele poți să fii filmat și pus pe story-uri. A, ai grijă. Și după aia ai reacții viralizează. Da, ai grijă ce faci. Hai să faci unde ajungi. Noi până una alta, noi cred că o să ajungem să luăm o scurtă pauză de publicitate. Și să mai respirăm un pic. Să mai respirăm. Și am revenit. Am revenit, dragilor. Bună dimineața. Bună dimineața! Da. De cocoșul, zici că pare că trebuie să ne mai trezim o dată. No, zici că eram la concursuri de alea de spelling, cum au americanii, nu știu dacă știți despărțită acele concursuri. Silabe. Da. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Silabe, română, da. Bogdan, da, băi, dar nu te despărțit în silabe, că e pe litere, greșit în silabe. Păi pe litere. Nu, dar știu, dar pe litere atunci e Bună dimineața! Hop, pahar spart aproape!
Dar apropo de asta, de concurs, mie îmi pare că ne pregătim ori de un karaoke, ori nu că o să vorbim, o să cântăm știrile astea. Acum au rămas microfoanele pe masă. N-au dispărut în curând, așa că... o să vă dăm toate știrile. În cântare. Într-o cântare continuă. Vă zicem într-o cântare următoarele știri. Nu, dar mie îmi place cum stă cu microfonul în mână. Puteți să-i dați la Valera aia jos, vă rog frumos. N-are niciun sens la Valera pentru mine, da? Ia zi, colega. Ești foarte distrat, azi, îmi place de tine. Da, și mie îmi place. Parecă... Doamne, ferește! Gata, trecem deci peste că e dimineață! Ce a spus în cafea, domnule? Ce a spus în cafea? Nimic, nici măcar cafea. Aoleu! Poftă ia de viață ți-au pus în cafea aia. Despre ce vorbim azi, colega? Hai să salvăm situația, zice despre ce vorbim, că Meda nu mai... Nu mai, eu sunt pe altă... Meda, tu ești cu entertainment-ul, cu mișcarea da, scenică, da, cu restul. Da. Mm-hmm. Mișcarea scenică, ia zi, Bogdanel. Haideți să vă explic eu dă pasă la Bogdan, microfonul la Bun. Bogdan. Haideți să vă explic în... Haideți să vă explic în felul următor. Dragi prieteni, în urmă cu ceva timp, așa, am avut un subiect pe așa, care l-am dezbătut destul de mult. Ce fac cu ăsta? Nu pot să te iau? Încetează că nu putem să te luăm în serios cu microfonul ăla la gură. Ia domnule, asta de aici. Renunță. Dragilor, acum ceva timp am vorbit despre făcutul patului și acum vin cu niște completări. Da, explicam de curând de ce nu ar fi benefic să-ți faci patul dimineața, pentru că așa au decis cică cercetătorii. Lucrurile nu rămân însă așa și alți cercetători acum au venit peste ceilalți cercetători cu modalități de a păstra totuși ordinea în dormitor. Haideți să vedem mai exact care sunt aceste metode. Iulia Albu, urmează să discutăm despre ea, dragi prieteni. Vom avea o știre de-a dreptul senzațională. Doamne, ce bine îmi stă cu microfonul ăsta în... Aoleu! No! De ce ați făcut asta? Ați stricat diversiunea, știți? Ai, Doamne, ce prostii, lăsăm microfoanele deoparte pentru că e dimineață. Și ce aș fi vrut? Ar fi vrut să văd și situația inversă. Și să aud pe Bogdan cu vocea asta de felină. Poți am și eu direct voce. Bogdan, tu poți să... Eu sunt actor, domnule, pot să fac orice. Stimați telespectatori, începem Monden Matinal acum, alături de mine și de colegele mele. Dar cel mai important este că sunt aici, cu voi, acum. Bine, gata! Mama mia, deci zici că ai sunat la matrimoniale, așa sună, lasă-mă în pace. Asta de aici, vă rog frumos, Alex. Vedeți ce se întâmplă că le lăsați... Nu mai avem voie, nu, deloc, te rog frumos. Vedeți ce se întâmplă că le lăsați care libere colegilor mei? Mulțumesc. Uitați, deci abuzează... Nu mai avem voie cu microfon, dragi prieteni, nu mai avem voie să ne dăm drept altcineva decât suntem. Doamne. De ce mă ne simți foarte bine? Doamne, dar ce era să spun? Tu m-ai auzit? De ce m-ai oprit? Te-am văzut că te luase valul și mă uitam la tine chiar și zic, bă, până unde o mai duci? Nu, trebuia să țin până... Unde e limita decenței? Bine că n-ai ținut-o la final, că nu știu ce ești așa. În orice caz, vorbim despre Iulia Albu, coleguța mea. Chiar vorbeam serios, da? Bineînțeles, aia tu îmi pune surprinde. Nu știu de ce se mai fac știri care accentuează pe... Ne surprinde din nou. Ea în sine te surprinde la orice parte. Dar sunt curioasă, mai are găina sau nu mai are? Băi, nu știu. Da, e interesant că toată lumea o asociază cu găină. Iulia Albu equal găină. Iulia Albu și găină. Găina și Iulia Albu. Da, absolut. Pe vremuri. Ceva mai de mult. Da. Acum vorbește despre altele, am înțeles. Acum se duce mai înspre zona educației. Am lăsat și a venit și agronomii. Generoasă și foarte altruistă. Iulia Albu ne surprinde într-un mod total neașteptat. Creatoarea de mod a fost surprinsă făcând gesturi de responsabilitate socială. Ce se află mai exact în spatele acestor acțiuni, aflăm și noi mai multe chiar acum. Băi, bravo, sincer, da. Că când se folosește de imaginea ei, exact, care are o puternică influență, să facă lucruri pozitive, că ea e conștientă că lumea poate să fie inspirată și poate chiar o să și urmeze. Să de sperăm unde și că influențează publicul românesc. Exact. Când vorbim de lucruri de genul ăsta, chiar nu pot spune decât bravo. Pentru că știm cu toții cum mai arată din când în când parcuri, străzi, de ce nu, din capitală. Și ei toți sunt formatori de opinie. Și ea chiar își folosește imaginea, exact, într-un scop nobil. Exact. Da. Cu găină sau fără. Cu găină sau ne fără, bucure, asta contează mai puțin. Ce s-a întâmplat cu acea găină, din nou, contează mai puțin. Fiți ca Iulia Albu. Și dacă vedeți, bine. Dacă vedeți un ambalaj de corn, o sticlă de suc aruncat pe jos,
Da, nu, și vedetele se întind după ea. Să nu se mai ajungă acolo, știi, Bogdan? Adică de ce să aruncăm, da, dacă există posturi de gunoi? Dar ca exact, prim da. Gest, uite că și vedetele se întind după hârtie, exact, așa nu. Că putem și noi. Înainte, putem cu toții. Primul da. Sfat ar fi, dacă aveți în mână o sticlă de suc sau un ambalaj un de cort, nu-l aruncați pe jos. Da. Să-l mai duci încă câțiva metri, nu cred că te doare mâna. Mai ales că e gol, nu? E ușor de cărat. Am vorbit de curățenie, mai devreme am vorbit despre jocurile paralimpice. Acum vorbim despre o expoziție inedită, și anume expoziția fluturilor vii de la Muzeul Antipa, unde colega noastră Florina va fi imediat acolo. Bună dimineața, Florina! Bună dimineața, Florina! Te salutăm! Ce se întâmplă pe acolo? Bună dimineața, dragii mei! Da, suntem la Muzeul Antipa, unde fluturii s-au trezit și ei au fost matinali în această dimineață, în mod normal, și că se trezesc un pic mai târziu, dar pentru noi deja au început să zboare, admiram puțin mai devreme, sunt atât de drăguți și chiar vă invit să veniți aici. Dar cel mai bine vă face o invitație Marina Bliderișanu, muzeolog, care ne va povesti și ce se întâmplă aici, ce fel de fluturi, ce fel de specii, de unde provin ei. Bună dimineața, bună Marina! Bună dimineața, bine ați venit în seara din grădina Muzeului Antipa, casa pe timp de vară a fluturilor tropicali vii. În fiecare vară ne place să ne surprindem publicul cu această expoziție temporară de fluturi din zone ale lumii unde poate mulți dintre noi nu ajungem. În această vară, în seară, avem fluturi din Asia, din America Centrală, din Africa tropicală și haideți să ne și plimbăm puțin. Uite, să ne arăți cel mai plimbăm. Bine facem. Uite, aici avem ascuns după această frunză un fluture cap de bufniță, este un fluture foarte drăguț pentru care natura a creat acest desen uimitor de ochi, vedeți, de bufniță. Wow. Da, atunci când o pasăre înfometată trece pe lângă acest fluture, n-ar să stea să se gândească foarte mult dacă este o bufniță sau este un fluture. Și uite, am văzut un mecanism de apărare al fluturilor, pentru că majoritatea copiilor care vin în seră ne întreabă: a, dar fluturii ne mușcă? Nu au cu ce să ne muște, ei sunt cele mai gingașe creaturi din lumea asta și natura a creat altfel de mecanisme de apărare pentru ei. El este mai fluture de noapte, văd că încă nu s-a trezit, stă acolo ascuns, încă doarme. Dar... Da, el nu este un fluture de noapte, este un fluture activ dimineața și undeva spre după amiază. Acum, într-adevăr, se odihnește și și-a găsit un loc comod sub o frunză ca să nu fie deranjat. Am văzut că sunt foarte mulți fluturași negru cu albastru, sunt absolut atât de frumoși. Noastre, fluturile acesta se numește Împăratul, da, au și un zbor, trăiesc și mai mult față de restul fluturilor, au un zbor extrem de plăcut, în general o să-i vedem așa cum se joacă în grup. Să știți că această albastru pe care îl vedeți este foarte greu de obținut în natură. Este o culoare structurală și este dată de structura extraordinară a solzilor care se găsesc pe aripile fluturilor. Că multă lume crede, pleacă de la ideea asta că pe aripile unui fluture avem praf. Praf de zâne, praf magic. Nu. Fluturii au pe aripi niște solzișori care nu se văd, bineînțeles, cu ochiul liber și care le dau culorile acestea extraordinare. Și asta spuneam, că albastrul este o culoare structurală, deci nu este o culoare pigmentară, nu este dată de un pigment, așa cum și pielea noastră este colorată doar de un anumit pigment. Da? Ce condiții avem nevoie aici pentru ei? Cred că deja colegul cu camera a transpirat, la fel și noi începem să transpirăm ușor, pentru că noi am vrut să recreem atmosfera naturală a lor, de unde provin ei. Ai grijă? Trebuie să fim foarte atenți că ei se mai și așează pe jos, da, să vedem pe unde călcăm. Trebuie să avem grijă, noi le spunem vizitatorilor. Când vin copii, asta voiam să te întreb, că vin atâția copii și probabil ei nu sunt atât de atenți, se joacă pe aici, încep, aleargă. Cum procedează? Noi înainte să intre în seră le explicăm că fluturii se pot așeza pe noi pentru că ei ne gustă cu piciorușele. Poate că ne-am dat cu un parfum care miroase a flori și atunci ei vor veni să se convingă, să vadă dacă suntem o floare.
Plus că ne miros cu antenele, pentru că structura unei astfel de insecte este diferită de a noastră, da? Oare se așează și pe noi? Atunci când se așează pe noi, să știți că am și transpirat un pic. Așa cum nouă ne place sarea în mâncare, așa și fluturilor le place un pic de sare, pentru că ei, în stadiul de adult, consumă sucurile dulce ale florilor și ale fructelor. Vedeți aici, colo, uitați ce aici. Ce floricele avem pe aici pentru ei? Am încercat să... Vă dați seama că ne este foarte greu să amenajăm sera ca și cum ar fi... Da, nicio problemă. Este un fluture, să nu călcăm pe el, nicio problemă. Acesta este un fluture care probabil că și-a terminat viața și noi îl culegem, dar putem să observăm structura, dacă ne uităm la el, cum este alcătuit corpul unui fluture. Avem antenele cu care am zis că el miroase, aripele care sunt foarte frumos colorate la fluturii de zi. Da? Să știți că avem două categorii de fluturi, fluturi de noapte și fluturi de zi. Fluturii de zi, când se odihnesc, își ridică aripele în sus, iar fluturii de noapte, să știți că rămân cu aripele deschise. Și natura pentru ei a creat diverse modele, astfel încât ei se camufleze și să nu fie deranjat în timpul somnului din timpul zilei. Cât timp trăiesc? Depinde de la o specie la alta. Acum, dacă am fi să ne gândim la cum înviețe, cum începe... Uite, da. E bine, fluturașul. Aici avem patru etape distincte, ou, larvă, pupă și adult. Da? Deci dacă ar fi să o luăm de la început, de la ou până la fluturele adult, ar putea să ajungem la mai multe zile, câteva luni chiar. Da? Spuneați că mai aveți o seră specială. Haideți un pic să ne întoarcem, să ne arătați, dar să nu uităm de ea, să mă prezentați și pe aceasta un pic. După cum vă spuneam... Aici s-au așezat destul de mulți fluturași, dar trebuie să fim foarte atenți pe unde mergem. Da, ei se odihnesc și pe dale, pentru că în praful de pe dale sau dalele umezite dimineața sunt picături de apă, și ei beau apă, da? Plus că... Ce avem aici în seră, dacă puteți să-mi spuneți? Fluturii, noi nu creștem fluturi, da? Nu-i luăm din natură, ei sunt crescuți în ferme speciale, la noi ajung în stadiul de pupă. Aici este camera de emergență sau, cum ne place nouă să spunem vizitatorilor, maternitatea fluturilor din Muzeul Antipa. Și când se poate vizita? Sera de fluturi se poate vizita de marți până duminică, de la ora 10 până la ora 17:30. Dragii mei, deci ați auzit, practic încă nu s-a deschis, noi suntem primii vizitatori, așadar vă așteptăm și pe voi aici. Mulțumim foarte mult, Florina, ai grijă pe unde calci, în primul rând. Nu știu dacă mă mai aude în momentul ăsta, dar da, grijă mare pe unde calci, nu vrem să mă aude. Te aude după ce ești, okay. Și crezi tu. Mulțumim tare mult, da, și invităm pe toată lumea să calce pragul Muzeului Antipa, pentru că da, este dar un e o experiență loc... inedită până la urmă, să zboare în jurul tău atât de mulți fluturași. Și atât de frumos, atât de imperial. Da, imperial, da, un cuvânt foarte, foarte bun. Și da, nu doar pentru seara de fluturi, până la urmă, Muzeul Antipa este un punct de atracție foarte, foarte bun în București, în orice caz, dacă n-ați fost până Bucureștiul acum. Are unele dintre cele mai frumoase muzee de la noi, din toată țara. Și nu este atât de mare ca să-ți rezervi foarte mult timp și asta, dacă ăsta este un motiv pentru care reviți. Nu, să știi că chiar sunt, avem de sunt, multe, și e plăcut. Sunt multe, sunt peste 18-20 cam așa de muzee. Și uite, să zicem că locuim în București, pentru că da, uite, noi locuim în București. Când mergem undeva și vizităm o capitală europeană, ce doriți dumneavoastră? Căutăm la muzee și încercăm să ajungem la toate muzeele posibile. Dar după aia, dacă vine cineva și ne întreabă, da, ai fost tu la Muzeul de Geologie, la Muzeul Satului, la Muzeul Antipa și așa mai departe, maxim Antipa, cred. Da. Eu l-am văzut, dar știu unde n-am ajuns și mi-aș dori super mult, la Grădina Botanică. Diana, neapărat trebuie foarte să gata. Frumos, o dorim pe Diana. Nu știu cât de, weekend, cred că e foarte frumoasă, foarte florită. Foarte florită. La Botanică în perioada asta, da. Este foarte frumoasă și apropo de flori, da, o să vorbim despre o floare și anume Theo Rose a avut o nouă apariție în cadrul unui podcast în care a povestit despre viața sa personală cât și despre relația cu Anghel Damian. Mă îndui așa peste măsură. Este tare, tare drăguț să o asculți. Mi se pare foarte, foarte sinceră, foarte directă și cu niște povești
foarte, foarte plăcute. Asta mi se pare particularitatea ei cea mai frumoasă, sincer, sinceritatea lui Teo Roz, transparența ei, cu care vorbește așa nonșalantă, oricând o prinzi într-un discurs, ea este la fel de autentică. Uite, știi ce mă uimește, o să zic foarte, foarte repede, Teo Roz a participat, a fost invitată la 11.000 de podcasturi. Fiecare podcast are vreo 2-3 ore lejer. Așa. De unde mai găsește alte povești, alte experiențe de viață, alte... Are foarte, nu ar întâlnit. Da, absolut. Iar Angel este un băiat absolut minunat. Minunat. Și foarte inteligent. Chiar sunt un cuplu extraordinar. Foarte, foarte tare. Da, în această notă tare, tare drăguță, dragilor, propun să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim în doar câteva minute cu alte știri fresh și cu invitați pe măsură. Rămâneți cu noi. Gata, Bondia. Ai mai ce am zis de dimineață, Baila Morena. Baila Morena. Baila Morena. Ui, strigă tu așa ca un refren. Treziți-vă, oameni buni, e dimineață. Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Uite, vezi, hop, germană. Hop, germană. Mai zic o italiană pe final de plecare. Ai, stai și că te-am ajutat acum, nu se pune. Guten Tag, am zis bună ziua. Lasă-mă că ne inspirăm unii de la alții, suntem, e ieșit. Dar până mâine avea temă să olandeză. Nu, mulțumesc, nu îmi place. Mă, zici acolo și tu, bună dimineața. Neolandeză. O calimera, o grecie, nu mai place că aici, aproape e vară, încă cu gândul acolo stau. Da. Da. Cățațichi calimera. Cățațichi calimera de toate. Oh, Grecia. Da, să trecem la lucruri serioase. Că mă iau de tine serioase și să lăsăm vacanțele. Mă iau de tine, parcă, cu știrea asta. Simți așa că ți-o dedic. Simți că te uiți la mine, parcă, nu? Nici parcă, nu o să mă uit la tine, dar tu o să simți că strig cumva la tine. Da, hai să vedem. Mă risc. Fumezi? Da. Foarte rău. Vapezi? Nu! Și mai rău. Nu, greșit! Și mai bine! Greșit! Nu este mai bine deloc. Reluăm. Deci mai dau știrea odată și ascultă-mă. Fumezi? Da. Foarte rău. Vapezi? Da. Da. Și mai rău. Iar dacă dependența aceasta de fumat nu era de ajuns, ei bine, iată că pe piață au apărut și device-urile de vapat cu jocuri video. Știm deja că adolescenții le folosesc cu precădere, că, na, e cool, iar mai mult de atât, acum vor fi și mai atrași de acest viciu. Ia zi, Bogdan. Care treaba? O porcărie. O prostie. O... Da, de deci dacă spun acum și jocuri adică video... Ce, nu, e o ce prostie. Faci? Nu. În primul rând... Peste 18 ani, da? Peste 18 ani este decizia dumneavoastră dacă porniți acest viciu sau nu. Da, vaping-ul, ideea aia de... Vaping-ul, da. Da, ce-i prostia aia? E o prostie în orice caz și asta o zic tare și răspicat. Să vă mai și jucați cu device-ul ăla, să aibă jocuri video în timp ce așa... Mi se pare o... E o fiță. O prostie, o bătaie de joc. Cred că mai degrabă o prostie decât o fiță. O prostie, dar o fiță cumva făcută pentru... Păi aici e o problemă, asta mă... Tot pe o adicție merge, pentru dacă tine, te gândești. Asta este că problema. Și jocul video tot o adicție. Adică da, jocurile în general. Și sunt făcute deci doi în unul. Deci sunt două acum. Adicții într-una singură, ceea dar ce este foarte... Dar jucați-vă pe consolă, dacă vreți. Și eu mă mai joc. Ne jucăm, consola ne jucăm. E mai scumpă, Bogdan. Ne jucăm împreună. Jucăm în rețea, dar asta nu... se întâmplă pentru că nici nu au voie să facă marketing și reclame în general și mai ales excesiv pe partea asta de țigări, că na, nu-s de încurajat. Ce e Meda? Îmi venea să stau. Că dacă zic, cu vaping-ul așa se face, zic, nu, că ai înțeles că nu, tu, nu e pe nimic. Da. Dar da, ziceam că nu au voie, trebuie să se vândă produsul de la sine și dacă nu au voie să-i facă reclamă, îi mai adaugă câte ceva, nu, o altă adicție. Mie mi se pare grosolan din partea companiei care produce și inventează așa ceva, mi se pare de-a dreptul grosolan, faptul că ei sunt conștienți că aceste aparate vor atrage tineri sub 18 special. Ani. Sunt făcute special, Bogdan. De asta și zic că ei trebuie să facă produsul și totuși, de la tine. Și au ales gama de oameni, știi, și cu ăștia merg mai și departe. Și totuși știm cu toții că în lege se spune foarte clar că, mă rog, că nu se întâmplă pe nicăieri, să o dăm pe aia dreaptă, dar ar trebui să se întâmple. Dacă n-ai 18 ani, nu ai voie să cumperi așa ceva. Uite, vaping-ul, asta e o chestie. Băi, da, corect, nu e ca la alcool, când vin să te verifice, în moment ce cumperi. Și atunci zici, a, lasă că e abur. Este și mai dăunătoare, dacă nu la fel de dăunătoare. Da.
Interesant. Foarte dăunătoare. În orice caz, da. Rușine. Rușine. Rușine să vă fie. Exact. Companie astea care produce prostia asta. Da. Uite, mă bucur că suntem de acord. Mai vine o influenceriță foarte mare pe la noi, care și ea vine să ne spună lucruri minunate, dar nu neapărat despre vaping, ci despre relații. Cristina Ih revine în atenția publicului cu lecții despre relații sănătoase. După o serie de despărțiri și împăcări cu Alex Pițurcă, vedeta își împărtășește acum înțelepciunea dobândită, oferind sfaturi prețioase urmăritorilor săi. Cum vedea relațiile moderne și ce consideră că le distruge, vedem și noi chiar acum. Are dreptate. Da, această discuție despre relații sănătoase / toxice... am putea să facem o emisiune separată. Păi, dar știi care e faza? Că și tocmai de la persoane care se împart, se împacă, se despart. Da, dar adică asta vreau să zic despre toxicitate. Adică îți dai seama când trăiești într-o relație toxică. Că e clar că nu-ți face bine, știi? Sunt oameni care se hrănesc cu treaba asta și păi înseamnă că sunt vampiri energetici. Dar tu zici foarte bine că de multe ori poate nu-ți dai seama de ce, dar pur și simplu, adică poți să fii și tu conștient că nu-ți face bine. Dar adică asta e primul semnal, mă, nu mă simt inconfortabil în relația asta, de ce mai persiști? Ai senzația că te strânge de gât, pur și simplu, că nu poți să respiri din cauza asta. Da, că ai senzația că ți îngrădește toată libertatea, ai senzația că ai bolovan după tine, ai senzația de enșien de... astfel de stări, știi? Da, cumva te enervează persoana de lângă tine, deja simți că nu mai dar poți. Dar tu ești încă acolo. Poftim? Da, tu încă stai, tu încă stai acolo, asta mi se pare mie un pic strigător la cer. Da, e o chestie de obișnuință, știi? Dacă treci și foarte mult timp... inclusiv asta poate trece ca toxic. Față de noi înșine. Păi da. Da, revenind la Cristina, e faptul că a avut o serie destul de lungă de împăcări, despărțiri, de Alex Pițurcă. Și păi vine să dea sfaturi. Poate să pară ciudat că îți dă sfaturi. Pe de altă parte, poate e mai experimentată, nu? Am învățat ceva clar pentru că... poate anumite lucruri. Da. Exact, pe care acum poate să le... să le împărtășească. Își grăiește propria înțelepciune. Da, într-adevăr. Acum să vedem judecați, parcă putem trece și, mai departe. Judecați cum considerați domnii dumneavoastră. Domnii din Barcelona. Da, nu, mi se pare foarte entertaining ce se întâmplă în Barcelona, vă spun imediat. Nu mi se pare că sunt tocmai înțelepți când fac o asemenea... de invenție sau de nu știu invenție. Cum să... Da, nu știu. Invenție. Nu invenție. De multe ori zici, măi, încearcă ca să poți să comentezi, ca să vezi dacă e bine, dacă nu, dacă îți place sau nu, dar acum întrebarea e, vrem să încercăm așa ceva? Eu da, eu mă bag. eu m-aș băga prima dată când ajung în Barcelona și vă recomand și dumneavoastră, dacă ajungeți în Barcelona, ei bine, o companie din acest oraș a transformat una dintre cele mai mari temeri ale omenirii într-o experiență unică de divertisment. Vă invit să descoperim împreună cum arată cel mai mic escape room din lume, care nu este altceva decât un sicriu. Foarte darkness. Tare așa. Rău de tot. Tare mi-e rău place. De tot. Da, și da, mie mi se pare foarte. Dar sincer, după ce am ascultat știrea, parcă e tentant. Am putea încerca și noi. Da, zău, mă simt ca într-un film cu Dracula. Nu trebuie să găsești la noi Dracula. Încă un astfel de escape room. Sau nici măcar în apropierea unui astfel de escape room. Da, nu știu, mi-e place ideea. E ce ocazie să călătorim acum până în Barcelona. Da. Un alt motiv. E, lasă, dragă, putem să facem și noi un coșciug aici și să e chiar așa de ușor. Ne închidem aici. Aurora aia, ziceau în știre de aia, s-au chinuit să facă puzzle-urile, așa. Haide, domne, că zicem noi două coșuri, dă-le, doamne, iartă-mă. Se audă mai înfundat așa când ai ieșit. De unde ai din sicriu ăsta? Din sicriu, da. Mai da. Recunosc, mie îmi place zona asta, un pic macabră așa, dar nu într-un sens dark rău. Dark Queen, we have the Dark Queen dark, here. Da. Uite cum este îmbrăcată. Păi asta zic, e un fel de Morticia Adams. Ai, mulțumesc, astăzi. Mulțumesc, dar nu sunt de ajuns. Dragă Morticia. Însă, mie, recunosc, duminica, după ce teoretic, na, omul trebuie să meargă la biserică, mă și mă relax. În cimitir. Îmi place foarte tare. Am luat această... Reacțiile noastre spun tot. Am fost foarte expresiv. Bogdan încă este poker face. Picnic, nu, dar am prietenii mei acolo. Doamne. Una peste alta. Este foarte interesant. Cu cine mai stăm la masă? Stai un pic, Diana. De ce? Că uite, francezii fac chestia asta. Acolo chiar sunt mulți prieteni. Nu, francezii. Fantomatici. Francezii ies în parc. Este un cimitir. Da? Se plimbă pur și simplu. E eu chestia asta. Păi acum ce să mai zic? Recunosc că uneori și mai ei chiar fac picnic în cimitir. Plimbări, dar în Anglia erau ceva mai bine, drăguț. Bine, dar într-adevăr cimitirele la ei arată mult mai estetic. Sunt mult mai... Asta zic, mi-am amintit și eu de cele... Da. Avem și da, corect. Cimitire. Da, iată vesele, că, uite, aveam nevoie să ne spună. Maramureș.
Săpânța mai, da, mai... Acolo chiar sunt fericiți toți prietenii. Da. Am fost acolo, dar mai de mult, când eram eu copil. Da, și am fost de mic. Și cred că de acolo mi-a de acolo, de acolo și pasiunea. Parcă faci un picnic duminică după amiază, așa, într-un cimitir. Da, mă, e simpatic. Și cât stai așa? Trebuie să termin povestea. Cât stai așa și ce faci? Până se noptează. În primul rând, am cafourile mele. Da, măi, nu mă... Îmi place foarte mult. Nu te duci la oricare, nu? Nu luați feripă la orice cruce. Nu, serios, nu, na. Gândește-te că au arhitectura aia foarte frumoasă, da. Foarte bunele, cam gotic, cabourile mele preferate, le aleg așa. Da, măi, da, după culoare, după formă, după povestea din spate. Și, spre exemplu, sunt foarte mulți tineri și vorbim de perioada 1970-1980 și avem chiar și de la 1888, care e un prieten de-al meu foarte apropiat. Și foarte în vârstă. Am murit de tânăr. Dar e, doamne, deci, da, poveștile sunt superbe. Da, poveștile, okay, sunt superbe. Și unele dintre ele sunt scrise și mă fascinează așa. Uite, domne, au mai trăit și alții și te aduce aminte, știi, de... Hai că am intrat, da, de alte vremuri. Da, da, nu, oricum, poveste. Am mai aflat niște povești. Da, ce am aflat niște povești. Da. Hai să mai trecem și la încă o știre. Să mai trecem la încă o știre, una foarte... Tot am zis de foarte prietenii. Plăcută, da. Da. Apropo de prieteni, 54% dintre proprietarii de câini ar putea pune capăt unei relații romantice după ce animalul de companie nu l-ar plăcea pe partenerul lor de viață. Să știți că este un subiect foarte adevărat și foarte punctual, întâlnit. Da, punctual și actual. Și, ba, chiar mi-au venit niște exemple în minte. Mai devreme mi-era greu să-mi imaginez persoane care pot face asta, iar acum chiar mi-au trecut prin minte și știu că sunt foarte posesivi, sunt ca și copilașii lor, iar dacă copilașul lui nu este de acord cu noua partenere de viață, renunță. E o motivație. Asta a fost, să mă iertez, asta a fost pe stilul întreb pentru un prieten. Tu? Sau? Nu. Chiar mi-au venit în minte niște persoane, că ziceam mai devreme, da, că mi-era greu să-mi imaginez că chiar poți să faci asta. Uite, surprinzător, domne, dacă ai un copil, ok, o mai dregi cu partenerul, logic, sau partenera. Logic. Dar dacă ai un câine și nu-l place și cam mârâie și mușcă, nu știu cum îl mai aduci acasă. Gata, e un motiv însemnat, mârâie, într-adevăr. Și mârâie și mușcă, da. Un pichinez de la rău. Un pichinez de la rău, pichicane, un cârnat de la mic. Un cârnat de la mic. Așa ce-i mai rău. Un cârnat de la mic și rău și... Da, mă, ăștia mici sunt cei mai nesuferiți. Voi nu i-ați văzut ce vocal sunt. Da, dar niciodată nu o să vezi un golden retriever sau un labrador care să fie rău cu o persoană, să zici o persoană nouă să fie... Sau un border collie sau mai știu eu ce. E întreg. Calmați-vă. Da. Da. Foarte frumos. Foarte frumos, ne-a plăcut. Ne-a plăcut, cam atâta cu știri pentru moment, dragi prieteni. Cred că am cam dezbătut orice subiect era posibil pe lumea asta, da, în această viață. Acum i-am dat seama și de ce reacționează câinele așa, pentru că știe că nu este alesul sau aleasa. Dar zic să comentăm mai mult și să dezbatem într-o scurtă publicitate. Hey, bună dimineața! Vă spunem pentru ultima dată în această superbă zi de marți. Deja ne-am trezit cu toții, hai să o lăsăm. Putem să le vădăm bună ziua deja. Putem să vădăm ziua bună, da. Ziua bună, într-adevăr, prieteni. Hai, după 11, Bogdan, să nu, da, ne grăbim, să mai tragem un pic de dimineață. Mai tragem un pic de dimineață pentru că avem și invitați pe măsorul care merită să tragem de timp și să stăm și să povestim. Și începem cu un film, dar rămânem și acasă, dacă doriți, și rămânem în familie. O să înțelegeți imediat despre ce vorbesc. Urmează să discutăm despre Transylvania Ninja, un film ce va intra în cinematografe începând cu 6 decembrie în această iarnă, în acest an. Rămâneți cu noi! Și nu degeaba am spus că rămânem acasă și că rămânem în familie să urmărim acest film, pentru că alături de noi în studio ne face plăcerea Cezara Munteanu să bună fie alături de noi. Cezara, Cezara, ce frumoasă ce faci. Ești! Mulțumesc! Bună dimineața! Fac foarte bine, mă bucur să fiu acasă, așa cum ați zis și voi. E întotdeauna o plăcere să mă aflu în studiourile Metropola TV și să povestesc cu oameni dragi sufletului meu. Ce frumos! Ne-a întors prezentarea! Băi, cum a dat-o! Da, tot ce frumos. Spune-ne și nouă mai multe despre Transylvania Ninja, de abia așteptăm să te vedem.
și eu abia aștept să mă vedeți și îmi doresc ca oamenii să vină număr cât mai mare la cinematografe, începând cu 6 decembrie. Am avut o săptămână de filmări. Eu am fost doar o săptămână la Gura Râului, un sat de lângă Sibiu, dar colegii mei care fac parte din toată distribuția filmului au fost acolo aproximativ pentru o lună. Și ce să zic, a fost o atmosferă extraordinară, am avut parte de oameni minunați, o să vedeți că din distribuție fac parte, așa, actori numai unu și unu. Alin Panc este cel care stă în spatele întregii producții, el uite, și joacă. Da. Puia. Uitați-o pe da, Cezara noastră, cât de frumoasă e alături Cezara de... Cezara și la familia. Da, da. Da. Exact. Chiar am fost la familia, practic în film noi facem parte din gașca lui Puia și suntem așa o familie dintr-un sat, dar suntem băieții răi, da, ca să zic așa. Fac parte din, fac parte din gașca cea rea, dar într-un final ne dăm seama și noi că nu e bine ce facem și sper să devenim băieți buni. Îngerași, așa, în arătă. Dar arătați bine așa ca băieți răi, adică vă stă bine. Ne stă bine, vă stă bine. Da, și a fost o onoare pentru mine să lucrez și atât cu Puia, cât și cu ceilalți actori. Din distribuție fac parte, cum am zis, Alin Panc, Văru Sândel, Diana Paula, Sar, da, Diana Sar, Natalia Mateuț, Paula Chirilă. De asemenea, o să avem și un youtuber, Sneak. A fost foarte interesant să lucrăm cu el și a fost foarte drăguț. Și am avut așa parte de niște zile, cum să vă spun, nici nu simțeai că muncești, pentru că oamenii erau atât de faini și atmosfera era minunată. Când și faci tot ceva satul, cu dragoste, e da, foarte greu să simți cum așa trece este timpul. Toți oamenii din sat erau atât de entuziasmați că noi eram acolo, copiii nebuniți să vină să facă poze cu noi, se sunau unii pe ceilalți. Măi, clar ați readus vedeți energia că, în sat. Că sunt acolo, na, actorii și veneau la noi, puteți să facem poze, a fost foarte, foarte drăguț, foarte simpatic și cumva în continuu se uitau, chiar dacă noi filmam de dimineață până seara, ei stăteau pe marginea podului și se uitau la noi să vadă ce era facem. Era un deliciu și pentru ei. Da, da, a fost foarte drăguț. Au fost implicați și oameni din sat, bineînțeles, în așa filmări, da. A fost foarte, foarte fain. Dar spune-ne despre rolul tău. Nu, nu, stai, nu, până la până la rol, hai să vedem ce zice. De ce Transilvania Ninja? Ce se întâmplă mai exact în filmul ăsta? Un pic, așa. Un pic. E vorba despre viața la sat și despre un subiect foarte actual, bullying-ul, și că indiferent de vârsta pe care o ai, poți să ai parte de așa ceva și cumva învățăm o lecție despre cum nu e bine să faci rău celorlalți, dar într-o notă comică, știi? Pentru că e un film de comedie, o să fie super savuros și cu un mesaj pozitiv. Asta e extraordinar. Și Ninja, pentru că Alin Panc spune că Ninja au apărut la noi în Transilvania. Deci, Japonia e minciună. Da. Și că totul se întâmplă acolo. Și cumva cu povestea asta cu Ninja, Ninja sunt cei care îi apără pe oameni, știi? Și oamenii învață din tehnicile celor, mă rog, ninjalăilor, cum ziceau ei, ca să se apere, știi? Și să îi protejeze pe cei care au nevoie. Și cumva ăsta e mesajul transmis, dar cum am zis, într-o notă foarte comică, scenariul e extraordinar, eu zic că o să fie super tare. Iar oamenii pe care Alin i-a adus împreună, nu știu, zic, cred că doar un om ca el, adică să fie așa super bun, super generos și să ai oameni așa faini în jurul tău, pentru că am făcut parte din diverse proiecte și nu întotdeauna e sentimentul ăsta, știi? Și când ai sentimentul ăsta, ești sigur că ceva bun o să iasă, știi? Și o să meargă mai Zine-ne departe. Zine-ne acum de personajul tău. De personajul meu. Că am văzut, ești foarte frumoasă, ești deci foarte ați văzut sexy. Acolo o gașca, eu fac parte din gașca lui Puia, mă numesc Sandra și eu împreună cu fetele, da? Suntem, mă rog, gagicile celor din gașcă și cu ei punem așa la cale tot felul de răutăți pentru ceilalți oameni. Hai să definim o răutate. Un mic de tot spoiler. Sunt sigur că nu o să ne afecteze foarte tare în momentul în care o să vedem filmul. Păi, de exemplu, este poștașul care e îndrăgostit de coafeză și noi îi stricăm combinația și îl facem de râs de față cu toată lumea. Câte picanterii! Îmi sună cunoscut, cam așa se întâmplă în copilăria noastră. Urât, urât. Foarte, foarte urât. Dar...
Mă rog, v-am zis că într-un final realizăm că nu e frumos ceea ce facem. Și totul se termină cu bine. Și totul se termină cu bine. Vreau să menționez că în afară de Alin Pan, care el a și jucat, a regizat, a scris, la regie este și Teo Torn, un regizor super tânăr, are doar 27 de ani, dacă nu mă înșel, și mi se pare foarte fain energia asta pe care a adus-o Alin cu tot ceea ce știe el și energia tânără a lui Teo și împreună au lucrat acolo să fie totul bine. Mi se pare foarte, foarte tare. Vreau să reamintesc că Transilvania Ninja intră în cinematografe, dragi prieteni, începând cu data de 6 decembrie. Un cadou de Moș Nicolae, dacă vreți. Da, așa este. Chiar așa a fost și gândit. Și ce să zic, acum înapoi la treabă, la filmări, începem activitățile, începem și cursurile de actorie la Fortin și tot așa, că se apropie toamna, toată lumea se gândește la școală, nu știu dacă se mai gândește cineva la vacanțe sau la alte chestii. Începem să ne cam luăm gândul ușor, ușor, dacă mai avem o speranță, ne cam luăm gândul ușor, ușor. Da, pe măsură ce vine toamna, într-adevăr, da, îți mulțumim din suflet, Cezara, dragilor. Să vedem un film, cum radiez și cât de mult o să ne încânți și o să ne distrezi. Pe 6 decembrie, până atunci, bineînțeles, Cezara Munteanu în fiecare sâmbătă și duminică la Monden Weekend, corect? Așa este, de la ora 19. Negreșit așa. 7 seara în weekend, dragi prieteni, Monden Weekend cu Cezara Munteanu. Iar noi propun să trecem un pic mai departe. Îți mulțumim din suflet că ai venit alături de noi atât de devreme, Cezara. Cu mult drag. Chiar dacă sunt eu așa pasăre de noapte, dar când e vorba de voi, n-aveam cum să vă refuz. Vă pup, dragilor. Dar ce mare în platou! A venit parcă primăvara la noi. Și o avem pe Ioana Dumitrache și vom vorbi astăzi despre ținute, cum place mie foarte, foarte, foarte tare. Abia așteptai să știi, Ioana, că Meda ne-a nebunit toată dimineața cu acest moment. Abia te așteptam. Da, pentru că ne interesează foarte mult, domne, vara încă nu s-a terminat, dar totuși vine și iarna, trebuie să vedem ce putem purta, mai ales pentru siluetele ca mine, pentru că trebuie să arătăm frumos. Siluetele superbe, cum ai zis tu, ești o minunată, mulțumesc pentru invitație. Ce faci, Ioana? Foarte bine, muncesc, lucrez la colecții, înflorești, înfloresc, da, chiar am vorbit despre o seară de fluturi. De la Muzeul Antipa, chiar în această dimineață, pare că și tu ai fost pe acolo. Iată că au ajuns și la noi pe platou fluturii. Da. Să știți că de la voi, pentru că eu am altă rochie, o am și aici, vreau să mă îmbrac cu altă rochie și asta este rochia pe care o port eu toată ziua și zic, măi, dar simt că aș vrea să intru cu rochia asta. Deci de la voi se trage. Da, da. Spune-ne și nouă despre materiale, despre țesături. Ce ar trebui să purtăm? Cum ar trebui să ne îmbrăcăm? Să știi că fiecare sezon are așa câteva materiale pe care noi ar trebui să ne concentrăm și asta, în primul rând, pentru confortul nostru personal. Este vorba și de calitate și de cum arătăm, pentru că este foarte important să arătăm bine în haină. Eu am o vorbă pe care am învățat-o de la colega mea, Irina Marcovici. Nu există siluetă greșită, există doar haina nepotrivită. Vara ne place foarte mult viscoza. Viscoza silca este preferata mea, este și cea din care e făcută rochia pe care o port astăzi și de asta eu... E foarte vaporoasă, este cea mai fină viscoză, are un pic de elastan și este mătăsoasă. Uite, de exemplu, port o rochie pe care am făcut-o în 2021 și pe care o port în fiecare an și primăvara și vara. Foarte mult că îmi place, este confortabilă, se usucă rapid, are elastan. Este foarte important, dacă femeile au forme, să caute haine care au un pic de elastan. Asta și pentru confort, dar și pentru rezistență, pentru că elastanul, nu putem să spunem alte mărci înregistrate, dar în general, dacă o haină are elasticitate, are elastan. Uh-huh. Elastanul ajută la rezistența acelei haine. Dacă avem un bumbac natural 100%, care este cearceaful. Deci lumea este înnebunită după bumbac natural 100%. Fără să știe că, de fapt, bumbacul natural 100% este cam cel mai prost calitativ material de pe piață. Este cel mai slab, pentru că se scămoșează rapid,
se subțiază și se rupe rapid și la temperaturi mari se poate contracta sau se poate lăbărța. De câte ori v-a luat tricouri care chiar dacă aveau un pic de elastan și s-au lăbărțat. Da. Ia să vedem, sau este prosoape bumbac? Nu este bumbac. Care au intrat la apă. Bumbac. Sau ceafuri care s-au frecat și s-au rupt. S-au rupt, da. Asta este. De asta noi trebuie să căutăm la materiale, chiar dacă vorbim de in, chiar dacă vorbim de nu știu, mătase, chiar dacă vorbim de viscoză, de bumbac, să fie o combinație cu fibre sintetice. Acum, fibrele sintetice au ajuns la o tehnologie foarte ridicată, foarte ridicată. Nu mai compară cu ce însemna poliesterul acum 10-20 de ani și oamenii se gândesc la hainele acelea din plastic, foarte prost calitative. Gândiți-vă că cei mai mari sportivi ai lumii, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Simona Halep, performează în poliester. Exact. Și așa foarte este. Mult, dacă vreți, Ioana, toți, cel puțin în generația mea când eram mici, fugeam de acele tricouri. Ne plăcea să purtăm tricouri cu fotbaliști când ieșeam la fotbal, dar ne feream de acele tricouri pentru că ni se spunea sau știam cumva de undeva că este foarte un material foarte prost, că transpir foarte repede în el, că așa nu poate pielea. Da, că nu respiră pielea, că tot felul de... Necunoscătorii și neprofesioniștii ne încingem, da. Dar profesioniștii n-au nicio treabă. Păi nu, treabă. Cred așa că este. Ce ne gândeam ce era în mintea noastră era că ei de fapt nu poartă materialul ăla. Ah, că okay. Acele tricouri sunt făcute doar pentru noi, cei care nu suntem superstarurile din sport. Cumva că ei ar fi îmbrăcați într-un cu totul alt material decât ce am putea purta. Și mult mai calitativ, purta. Bineînțeles. Da. Asta probabil era în mintea noastră atunci. Da. Trebuie să vă mărturisesc ceva ca femeie care am fost supraponderală cam toată viața mea și înainte să mă apuc de sport și eu credeam la fel ca voi. Și apoi m-am apucat de sport și acum 9 ani și ceva, antrenorul meu mi-a zis, da, nu-ți mai lua tricou de bumbac. Și stai udă tot antrenamentul. De care să-mi iau? Și mi-a arătat. Și zic, dar cum să port eu plasticul ăsta pe mine? E, și așa am învățat, așa m-am educat și am înțeles că hainele pentru sport au anumite tehnologii. La fel și acum, țesăturile, pentru că o țesătură este formată din combinația de fire. Combină mai multe fire, fire naturale și chiar și fire sintetice sau elastan, care este tot un poliester la bază, da. Că este sintetic. Și asta este secretul. Da. Spune-ne, te rog frumos, ce croiel ne avantajează pe noi, femeile cu forme? Noi trebuie să ne gândim în general, nu neapărat că eu sunt mai mare, eu trebuie să port ceva anume. Indiferent cât de mare sau de mică este silueta ta, aia are o formă. Și știți că sunt categorisite în 5. Avem silueta dreptunghi, adică o femeie care nu are o talie foarte evidentă, este așa, mai apropiată de nivelul de circumferința umerilor și a șoldurilor. Avem silueta pară, cu șoldurile foarte mari, talia mică, umerii mici și probabil sânii mici de multe ori. Avem silueta triunghi inversat, adică umerii sunt foarte mari, femeia are silueta așa de trapez și șoldurile foarte înguste. Avem silueta măr, care este foarte comună, mai ales la femeile după 40 și ceva de ani, pentru că se apropie de menopauză și se întâmplă chestia asta, atunci abdomenul devine proeminent, ele au și un bust generos, dar au picioarele foarte frumoase. Și atunci trebuie scoase în evidență. Exact. Și mai avem silueta clepsidră, care este considerată cea mai echilibrată, pentru că umerii sunt la același nivel sau la aproape același nivel cu șoldurile, au talia foarte evidentă și îngustă și sunt frumoși. Ce trebuie noi să facem? Indiferent că avem 45 de kilograme, că avem 120 de kilograme, trebuie să ne măsurăm și să stabilim care este forma siluetei noastre. Și după ce stabilim ce formă are silueta noastră, noi trebuie să ne gândim că trebuie să echilibrăm și să proporționăm umerii cu șoldurile și să evidențiem talia, astfel încât să pară mai mică. Mai mică. Ioana, vreau să te întreb ceva, iartă-mă că te întrerup. Vreau să îmi spui cum reușiți voi să supraviețuiți, voi producătorii români. Și să-mi vorbești un pic și de prețuri, pentru că oamenii au așa tot felul de idei și de gânduri. Da, este un subiect sensibil, pentru că noi cei care producem aici în România și care avem producții mult mai mici, ne luptăm cu piața mass market, cu fast fashion, cu cei care produc în țări asiatice la prețuri foarte mici, în condiții îndoielnice. Nouă ne este greu pentru că noi creăm locuri de muncă aici în țară. Noi producem în serii mult mai mici, asta înseamnă costuri mult mai mari, adică să ții un atelier pe o zi, ai nevoie de cel puțin 10.000 de lei. Tu vinzi
de 20.000 de lei ca să fie profitabil pentru tine în fiecare zi să ții atelierul ăla. Și mai este și problema consumatorului, a cumpărătorului, pentru că nu este educat. Și din păcate, majoritatea în România este orientată către preț, să coste cât mai puțin. Chiar dacă probabil ajung acasă cu o rochie care poate nu are o croială frumoasă, nu avantajează, nu are un material de calitate, îl poartă odată și pe aia o aruncă. Exact, sezonul următor nu o mai poartă. Majoritatea se gândește la beneficiu imediat și nu la beneficiu pe termen lung. Eu port o rochie care are 3 ani și am fluctuat aproape 15 kg în acești 3 ani și uite că încă o port și m-am prezentat cu ea în direct la o televiziune. Asta înseamnă calitate, sustenabilitate, respect față de haină, față de natură și față de munca unui antreprenor român. Pentru că în spatele meu sunt vreo 40 de oameni. Iată. Adică eu nu fac singură hainele astea. Este munca tuturor. Eu o dată pe lună merg în atelier și le citesc doamnelor mesajele și feedback-ul clientelor mele. Da, îți mulțumim sunt din convins, tot sufletul, sunt convins Ioana. Că e un sentiment superb. Da, femeile în general sunt foarte încântate de rochiile Idu Fashion și cred și eu că sunt... Ce mă gândesc? Chiar ne-a dat niște lucruri noi la care să ne gândim și mai exact la kilograme, ci la siluetă. La pentru mine corp, chiar este ceva exact revelator. Îți mulțumim tare mult că ai fost din nou alături Ioana. De noi, Ioana. Mulțumim, Ioana. Ei bine, noi știm că este un început de săptămână, și dar trebuie să recunoaște că ne stă deja gândul la weekend. Vă dăm sau vă inspirăm cu niște activități pe care le puteți face în weekend cu familia sau cu prietenii, cu copiii dumneavoastră, mai exact echitația. Raluca a mers acolo alături de căluți, este chiar acum acolo și ne poate da mai multe detalii. Dragilor, după cum puteți observa, a început o mică sărbătoare aici la Muzeul Național, s-au de, de niște copii de-a dreptul superb. Salutare copii, ce faceți? Hello copii! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vai, dar cât de frumoși sunteți îmbrăcați! Măi, dar ce prințese avem noi aici! Dragilor, și prințișori, urmează... avem și prințișori! Exact, urmează să discutăm despre un frumos eveniment de fashion de această dată, un eveniment ce va avea loc pe 6 octombrie și va fi, este organizat de Călina Mitra, prietenă a Mondel Matinal, iar costumele de baie pe care le vedeți pe aceste minunate fețe și acești superbi și dragi copii sunt făcute de prietenul nostru Florin Burescu. Iar inegalabilul Florin Burescu, pentru că se recunoaște semnătura. Eu vreau să-i dau Călinei un pic cuvântul, pentru că sunt foarte, foarte curios în ce va consta, cum va arăta acest eveniment, acest regal, dacă vrei, de modeling și de costume de baie. Te rog, Călina. Eu zic să începem cum a arătat evenimentul pentru care Florin a creat aceste superbe costume de baie ținute de plajă, pentru că, după cum putem observa, nu sunt doar simple costume de baie, fiecare sunt accesorizate. Absolut. Și personalizate pentru fiecare concurent, care ei au și câștigat titluri la mare de Miss și Mister și premii. Wow. V-au plăcut premiile la mare? V-a plăcut concursul? Ei, ei, dar vreau să aud tare. V-a plăcut concursul? Da, toată lumea în cor, da? Hai să încercăm. V-a plăcut concursul? Da! Și au plăcut costumele de la Florin. Așa a părut, spuneți. Da! încă suntem adormiți. E totuși prea dimineață pentru noi, pentru că ei sunt încă în vacanță. Dar și nu mai au foarte mult. Și despre aceste costume minunate, fetelor, da, ce pantofi aveți, m-ați nebunit. Mai curând scena aia voastră, chiar puteți veni să ne prezentați câteva ținute. Eu zic să începem fiecare pe rând, ca să vedem puțin ținutele. Deci, practic, avem, dragi prieteni, o prezentare de modă de-a binelea, în toată regula. Haideți cu un pic de muzică, vă rog, pe fundal, să le simțim chiar ca la o prezentare de modă. Și cum le avem aici? Vedem că avem un turcoaz, o piersicuță. Fiecare costum de baie, fiecare ținută de plajă a fost personalizată pentru personalitatea participanților. Așa că am mers pe culori care lor le-a plăcut, culori care să-i pună în evidență, pentru că, bineînțeles, la aceste concursuri noi suntem atenți ca să punem în evidență personalitatea copilului, tânărului și să se simtă bine în pielea lor. Sunt niște costume elegante, pentru că inclusiv pentru noi femeile este foarte elegant la plajă să avem un pareu, nu doar costumul de baie. Fetele au accesorizat, după cum se vede, costumele de baie de la Florin cu tocuri. Putem să zicem că sunt niște costume de baie chiar de scenă. Chiar sunt și foarte excentrice și da, foarte îndrăznețe. Ce culori îndrăznețe, într-adevăr.
Fetele au câștigat cu aceste costume de baie titluri, care nu sunt titluri doar naționale, sunt și internaționale. Vom avea și câteva reprezentante la concursurile internaționale. Îmi place și ceea ce atitudine asta voiam să zic, bravo, bate atitudinea. Călina, deci știu că ești veterană, reflectă. Știu că ești veterană în zona asta de modeling. Cum e să dai mai departe cumva cunoștințele astea? Cum implementezi până la urmă atitudinea asta pe care noi o vedem în momentul ăsta la niște copii până la urmă? Sunt multe ore de muncă împreună. Sunt zile întregi în care ne întâlnim, ne petrecem timpul, nu doar repetăm această defilare, ci și vorbim, pentru că e foarte bine ca ei să înțeleagă conceptul că noi ne dorim să-și pună propria personalitate în vedere. Eu nu vreau să mă copieze pe mine sau pe altcineva, să facă cum a văzut la cineva. Nu, vreau să facă cum simt ele, cum simt că se pun în evidență. Da, sunt ore de muncă, sunt ore întregi de repetiție, dar e atât de frumos când văd reușita lor. Nu pot să descriu sincer în cuvinte sentimentul de după concurs, după eveniment, când le văd pe ele fericite, când văd ce premiu au obținut, când văd performanța, pentru că nu e tot una când are 7 ani. Nu pot să cred. Deci, uitați-vă aici la această atitudine, această prestanță. Ce poți să mai spui? Ce poți să mai învăța spui? Diana, ea și învață că... Chiar hai, medina noastră. Da. Deci avem și sub. Haideți cu rând de aplauză. Ce bombonică avem noi aici. Barbie în realitate. Și da, miniatură. Și miniatură. Super. Barbie a ieșit din cutie și a venit la noi în platou. Cum arată, Călina, un concurs de modeling? Știm cu toții cum arată, practic, o prezentare de modă, dar ce se urmărește la un concurs? Ce se punctează? Personalitatea, mai exact, atitudinea. Nu se punctează neapărat... Bineînțeles că hainele îți spun, dacă sunt făcute pentru tine, că de aici începem, dacă sunt făcute pentru tine, sunt făcute cu scopul ca să te pună în evidență. Orice haină creată pe corpul tău, pe măsurile tale, te va evidenția mult mai bine decât o haină de cumpărat din magazin, care sunt mai multe exemplare la fel. Aici fiecare costum de baie este unic. Bineînțeles că este punctat și felul cum ele au accesorizat, pentru că după cum vedem, fiecare a venit ori cu tocuri, ori cu lănțișoare, sunt accesoriile lor. Florin... Florin nu s-a băgat. Și-a pus la treaba asta cu accesoriile. Da. Nu le-a lăsat pe ele. Florin a venit cu costumul de baie, cu pareul. Bineînțeles că sunt mici recomandări din partea tuturor. Cum eu vin cu recomandări pe partea de defilare, Florin a venit cu recomandări pentru ele pe partea de stil. Deoarece suntem încă în perioada de învățare. Nu ne-am născut toți știind absolut toate informațiile, cum să asortăm culorile. Și astfel Florin este cel mai bun profesor, cel mai bun stilist vestimentar. Da. Și inclusiv chiar și pe partea de defilare, Florin de foarte multe ori vine și le spune cum să pună în evidență ceea ce poartă. De afară, concursurile de Miss și Mister se văd foarte ușor. Adică, ok, au defilat, au făcut două poze, s-au întors, un manej, e simplu. Ei, manej... Da, intri, trebuie să faci mișcarea. Unul după celălalt, te întorci. Sunt niște termeni de specialitate și în modeling. Iertați-mă pe mine, absolut. Dar ca și participant este mult mai greu și cred că fetele pot să ne povestească puțin despre experiența și băieții, despre experiența lor din concursuri și din evenimente. Până la urmă e ca și un fel de cantonament, exact. Nu e doar un eveniment. Exact, uite, și fix asta vreau să propun curioasă. Și eu. Alege tu. Păi, am văzut așa verde, fosforescent, dar n-ai cum să nu te uiți. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te cheamă? Mă numesc Rania. Hai un pic mai în față, Rania. Ei, ce nume frumos. Superbă, păi la fel ca ea. Chiar e inedită. Mulțumesc. Cum e, Rania, să faci modeling și să participi și la concursuri și mai mult? Atenție, să-și câștigi concursuri de modeling. Recunosc că este destul de dificil. Sunt multe ore, doar că sunt sigură că merită și toate concursurile sunt extraordinar de frumoase. Iată, sunt foarte frumoase. Sunt încântată absolut de atitudinea lor. Cine mai vrea să zică o opinie? Aș vrea să luăm și... Hai să luăm și un băiat. Și un băiat, da, să fie o pereche. Nu? Haide, vină încoace. Cine vrea? Vreți să aleg eu? Surferul din capăt. Surferul din capăt. Cum este? Cum este pentru tine să participi, să fii model până la urmă? Îți place foarte mult, presupun, să defilezi. Și e plăcut să fii încurajat până la urmă și de atâtea fete. Așa că, da, eu chiar aș vrea un rând de aplauze pentru colegul vostru.
pentru că știu cât de greu este și cât de multă muncă este în spatele unui... Da, sunt conștient, mai ales să fii înconjurat de atâtea domnișoare. Da. Până la urmă... Mulțumim, ce să vă spun, sunteți absolut superbi copii, minunate, n-am cuvinte. Ne-ați cucerit. Unul mai frumos ca altul. Îți dai seama ce greu e să fii în juriu? Doamne, nu vă imagina, nici nu cred că se poate. Eu cred că aș da punctajul maxim pentru toți, că n-ai cum. Foarte greu, deci foarte greu se face jurizarea, pentru că toți sunt foarte buni, toți sunt foarte frumoși. De aceea noi mergem și pe ideea de a le acorda premii tuturor, pentru că merită. Bravo copii, bravo. Bravo copii, îți mulțumim din suflet, Călina, că ne-ai adus practic, acest show. Show. Exact, acest show, asta vreau să zic, la noi în platou. Modeling direct la Unde Matinal. În platou. Ar trebui să premiem la final. Și poate reveniți, de ce nu? Poate mă vine face Florin alte după Top Model din 6 octombrie. Lansarea colecției lui Florin și venim cu premiile de acolo, da? Asta zic, data viitoare vreau să văd și trofeele, să dau trofee, nu? Trofee, diplome, coronițe, șarfe, ce ați mai venit cu orice primiți, veniți cu orice primiți, veniți cu toate. Mulțumim tare mult, Călina, mulțumim dragilor că ați fost alături de noi pentru această dimineață la Unde Matinal și mai încheiem astfel o zi, dar mâine, bineînțeles, este o altă oră. Zi, cum bine a spus Carle Tohara în Pe aripile vântului. Ce greu! Mâine este o nouă zi. Simplu, ne bem cafeaua mâine la ora 8 împreună. Vă pupăm! O zi minunată, dragilor! Woo!